Bună ziua, domnul doctor, bine v-am găsit. Bine ați revenit, ați fost la un congres la Lisabona. Ne spuneți și nouă despre ce e vorba, dacă, ce, cu ce cunoștințe noi veniți acolo? Da, a fost un congres de neurologie, un congres care se face anual de Federația de Neurologie și de Societatea de Neurologie Europeană, cărui membru sunt. Un congres în care se dezbat ultimele cercetări, ultimele noutăți în probleme de neurologie, ultimele tratamente pentru diferite afecțiuni. Spune eu, este interesant că trebuie să te raportezi mereu la nou și la ce se tratează în Europa, ca să nu rămâi în urmă, că și așa considerați de conducătorii noștri că doctorii sunt rămași în urmă față de alții. Eu zic că nu este așa. Aprecierile doctorilor români de către doctori din străinătate sunt foarte bune și de către profesori din străinătate. Se consideră că România este o școală de medicină foarte puternică, cu specialiști foarte buni. N-am simțit nicio fel de marginalizare a mea că sunt român, din potrivă, am fost chiar adus în Societatea de Neurologie, în Comitetul Executiv, am fost chemat la ședința lor. Deci nu suntem marginalizați din punct de vedere științific. Câți medici din zona, să zicem, a Olteniei au fost cu dumneavoastră sau câți medici din România au mers împreună cu dumneavoastră? Din Oltenia am fost eu și conferențiarul Tudorica de la Craiova, medic conferențiar. Da. Și doamna profesoară, care a venit mai târziu la Hrvia de la Craiova. Da. Atât din Oltenia, restul am fost vreo 40-50 de medici din țară. Spuneți dumneavoastră că cei de acolo sunt impresionați de medicina românească? Nu, ne consideră racordași și de nivelul lor, în toate punctele de vedere. Da. Nu ne consideră mașinile, cel puțin pe neurologie. Din păcate, guvernanții astea nu văd același lucru. Da. Ei se duc să tratează... Deci nouă, ca neurologi, ne-au dat lovituri importante, au desfințat terapiile intensive, eu schimbat lumea din terapie intensivă în terapie acută ca să nu mai dea sporul, că era trecut sporul în lege pentru asistentă. Au făcut tot felul de tertipuri ca să ne chinuie și să nu ne dezvoltăm o activitate de anumite ținute. Ne mai vorbim de medicamentele care trebuie... Medicamentele neurologie sunt foarte scumpe, majoritatea sunt aprobate prin programe naționale, prin casă. O patologie neurologică, un tratament neurologic este foarte scump în România și, din păcate, foarte mulți pacienți renunță la tratament. Aș vrea să vă pun o întrebare, fără să intrăm în conflict cu unul pe unul dintre colegii dumneavoastră. Ce părere aveți de faptul că sunt medici angajați al unui sistem de stat, însă mai au și un cabinet privat? Deci, fără să comentăm, vorbim la general. Deci, chiar astăzi am semnat niște declarații care au venit, în care ne exprimăm, în care spunem pe proprie răspundere că avem decât un singur contract cu Casa de Asigurări. Cel pe care l-am Dacă medicii respectivi au alt contract cu Casa de Asigurări, este ilegal. Ai voie să faci un singur. Dacă cabinetul este particular și se protejde și pacientul protejde fără să deconteze casa, nu este ilegal în România, deocamdată. De perioada când am fost consilier al ministrului și secretar al Comisiei de Sănătate, am pledat pentru ca medicii să-și aleagă ori sistemul privat, ori sistemul de stat. Așa cum este în Grecia și în multe țări europene. Din păcate, au fost foarte multe presiuni atunci și n-am reușit să, și nici acum nu s-a reușit să se renunțe la această metagnă și cabinet particular și angajat după părerea mea, un doctor care își face datoria trebuie să rămână în spital și nu mai în spital. Dacă vrea să-i utilizească veniturile, să facă, mă rog, să se înscrie, să se meargă cu ora, cu orele și în altă parte, dar să-și declară veniturile. Pentru că există riscul ca pacientul care le-a adus la spital, consult și mai când și la cabinet, la cabinetul particular, unde îi cer plata și rețeta, chem la spital și dai rețeta din policlinică gratuit. Sunt niște trucaje, mă rog,
Casa de asigurări ar trebui să controleze mai serios aceste activități cu treaba lor. Ce părere aveți dumneavoastră ca medic puțin din afara a ceea ce se întâmplă între Casa de Asigurări și medicii de familie? Până la urmă, unde e adevărul? Adevărul este la mijloc și mai mult de partea medicilor de familie. Pentru că lor li s-a redus foarte mult acum de contările consultațiilor, dar a fost o perioadă în care s-au înșelat reciproc și unii pe alții. Acum Casa de Asigurări încearcă să înșele mai mult de niște pe familie. Deci, dar cam asta este. După părerea mea, este pacientul. Și fiind medic, nu pot să fiu decât solidar cu doctorii. Doctorii, bun. Vine cineva la dumneavoastră, un pacient, nu are bani cu ce să plătească, să-și ia o trimitere de la medicul de familie și vine direct la dumneavoastră. Cum procedați? Dacă simt că este o urgență și că el ar putea să îi afecteze sănătatea sau chiar viața, sun imediat la serviciul de urgență și îl introducem prin serviciul de urgență. Deci și atunci Casa de Asigurări nu poate să mă amendeze pentru internare, pentru stare, pentru că l-am băgat în serviciul de urgență. Dar sunt trupuri ale noastre în ajutorul pacienților, până la urmă, ca să rezolvăm pacientul. Și de ce nu să-i salvezi viața? De ce este necesar să se facă un congres intern de specialitate, în cazul dumneavoastră, pe neurologie? Ce se discută acolo și cum se aplică sistemele dinamice de sănătate, dar nu față la Într-un congres nu se discută din punct de vedere administrativ. Se discută numai boala, afecțiunea. Ce tratament se face, ce este, nu de o organizare sanitară. Ultimile aparaturi sau... Da. Deci într-un permis, așa, faci o atingere. Da. Din punct de vedere al dotării medicale, sunt mult în față. Cam cât, știu că trebuie mea, mai ales în societatea noastră, să citiți tot timpul. Cam să faci o dată pe an un congres din acesta internațional? O dată pe an organizează Societatea de Neurologie, o dată pe an Federația de Neurologie și apoi fiecare boală sau grup de boli au și ele asociații sau astea care organizează și ele. Depinde Societatea de Epileptologie pentru epilepsie sau Societatea de Parkinson pentru bolnavi de Parkinson. Dar aici, la acest congres, se vorbește și de noile apariții în sistemul pastilelor, adică al medicamentației? Da, ne acordăm cu cercetările. Deci se discută cu farmaceutic și se discută, că știu că se fac mari experiențe, adică societatea nu are cum. Da, majoritatea. Au zis că mai recent au descoperit un... Majoritatea acestor congrese sunt sponsorizate și organizate acolo la nivelul ăla mare de firme de medicamente. Pentru că nu ar putea să o societate să organizeze un congres, o societate de medici. Deci firmele de medicamente sunt cele care organizează cazarea la hotel, mesele de acolo, răspund. Ați venit de la congres. Cum vă simțiți acum, din punct de vedere profesional, cu acest congres? Bine, la fel ca și înainte. Bine, eu zic că nu am... Adică lucrurile care le aflați acolo se poate aplica? Da, se încercă să-l aplicăm, dar recunoaște foarte multe lucruri nu am aflat, pentru că acum, fiind era internetul și a cărților, care circulă liber față de vremea lui Ceaușescu, sunt raportați la acest moment. Înainte era greu. Era greu să găsești o carte, era greu să... Înainte se făceau congrese și făceau cu... Se făceau în Occident, dar nu aveam decât profesori. Nu, vorbesc care plecau din România, nu trebuie să făceau. Nu, decât profesori, unii profesori. Deci profesori trebuie să fii profesor universitar. Și la aprobarea partidului. Da. Mulțumim.